Echipa noastră a contactat mai multe persoane care oferă apartamente în chirie. Pentru un apartament cu două camere, care anterior era între 200 și 250 de euro, astăzi acestea cer un preț dublu, circa 450 de euro. Сколько стоит квартира? 450. А сколько комнат там? Две комнаты. Cel mai mult profită de situația refugiaților agențiile imobiliare sau persoanele care oferă închirii apartamente cu trei sau mai multe camere. Aceștia cunosc că cetățenii ucraineni vin împreună cu toate rudele și au nevoie de un spațiu mai mare. Сколько она стоит? Она а там цена не указана, разве? Ну мы хотим точно узнать. Это за три комнаты 1500? Да, да, да. Totuși există și oameni cu sufletul mare care sunt gata să găzduiască cetățenii ucraineni care sunt într-o situație foarte complicată. Am contactat Serviciul Fiscal de Stat pentru a afla cum vor fi pedepsite persoanele care comit astfel de încălcări, însă până la ora actuală nimeni nu a venit cu un răspuns.